Vă prezint proiectul meu care se numește Balance Robot și are la bază principiul care este cunoscut sub numele de invertit pendulum. Traducerea în limba română este un pendul inversat. Să vă imaginați un tac de biliard care trebuie să-l țineți în palmă și să-i tot mișcați poziția de la baza platformei ca să stea vertical. În acest caz, în locul mâinii noastre, se află platforma tractoare care este alcătuită din două servomotoare, senzori inerțiali, adică un giroscop și un înclinometru, pentru detectarea poziției verticale instantanee și a dinamicii pendulului și corectează poziția verticală. Giroscopul măsoară viteza unghiulară, adică dinamica mișcării unghiulare a sistemului, și înclinometrul măsoară poziția verticală. Amândouă date intră într-un algoritm și rezultatul, datele de ieșire din acest algoritm corectează poziția verticală cu ajutorul motoarelor. În momentul în care înclinăm pendulul, giroscopul detectează o accelerație unghiulară în jurul centrului de masă unde este el amplasat. Înclinometrul, după un timp, după câteva zeci de milisecunde, înregistrează și el o înclinație. Giroscopul împreună cu înclinometru fuzionează într-un algoritm care obține unghiul real. Unghiul real împreună cu viteza de la servomotoare generează cantitatea de corecție ce se trimite motoarelor pentru a corecta poziția. La ce putem folosi acest sistem de măsurare a înclinației și de generare unei cantități de corecție? Ar putea fi, să zicem, un vas de croazieră unde avem restaurant, piscină, nimeni n-ar vrea să facă valuri prea mari apa din piscină, sau la restaurant să nu stea băutura în pahar în poziție corectă.